Tesla, Furkan Palal și Halil Brahim Ceyhan vor călători împreună în Italia. Bună, dragi urmăritori! Bine ați venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru înainte de a accesa videoclipul nostru. Distrați-vă cu videoclipurile noastre de analiza știrilor din reviste. Sla, Furkan Palal și Halil Brahim Ceyhan vor călători împreună în Italia. Suntem aici cu ultimele evoluții privind Sla Târâcolu și Halil Brahim Ceyhan. Interesul presei italiene pentru jucătorii turci continuă. Actorii turci apar unul după altul pe celebrul canal de televiziune italian TV Mediaset. În cele din urmă, am aflat că Halil Brahim Ceyhan și Sla Târâcolu au fost invitați la programul, la care Furkan Palal a fost din nou invitat. Deci, care este răspunsul lui Sla Târâcolu și Halil Brahim Ceyhan la această ofertă? Investigăm pentru tine! Urmărește videoclipul nostru până la final pentru a afla detaliile știrilor. Nu uitați să dați like, share și comentați videoclipul nostru. Suntem aici pentru tine, scopul nostru este să-ți aducem cele mai recente știri cât mai curând posibil. Veți vedea că depunem mult efort în acest proces. Vă rugăm să nu ne lăsați singuri în acest proces. Suntem recunoscători că faci parte din această familie care crește în fiecare zi. Vă mulțumim anticipat pentru tot sprijinul. Te iubim! Să intrăm în detaliile știrilor. Sla Târâcolu și Halil Brahim Ceyhan sunt populari atât în presa turcă, cât și în cea mondială. Sla Târâcolu a participat recent la un interviu în Rusia. Din câte știm, interviurile lui Sla Târâcolu pe canale străine vor continua de acum înainte. Deci, ce țară urmează? Sla Târâcolu, care a primit și oferte din Italia și Spania, a fost întrebată dacă poate participa la spectacol cu Halil Brahim Ceyhan. Am aflat că Sla Târâcolu, care s-a întâlnit cu managerul ei, a răspuns pozitiv acestei oferte. Să vedem ce fel de răspuns va veni din partea frontului Halil Brahim Ceyhan. Deci, cum evaluați aceste evoluții? Decizia lui Sla Târâcolu, Furkan Palal și Halil Brahim Ceyhan de a merge împreună în Italia reflectă popularitatea în creștere a jucătorilor turci la nivel internațional. Tocmai interesul presei italiene pentru jucătorii turci este unul dintre factorii importanți din spatele acestei călătorii. Invitația TV Mediaset către actorii turci la programele sale arată influența industriei serialelor de televiziune turcești la nivel internațional și interesul publicului. Răspunsul pozitiv al lui Sla Târâcolu și Halil Brahim Ceyhan la această ofertă poate contribui la o mai mare recunoaștere a actorilor turci la nivel internațional și la diseminarea serialelor de televiziune turcești. Mai ales după interviul lui Sla Târâcolu. În Rusia, participarea ei continuă la programele din străinătate poate crește interacțiunea serialelor de televiziune turcești cu publicul internațional. Ofertele din țări europene precum Italia și Spania arată potențialul industriei serialelor de televiziune din Turcia pe piața europeană, având oportunitatea de a prezenta cultura și actorii turci prin participarea la spectacole din aceste țări poate ajuta serialele de televiziune turcești să ajungă la un public mai larg în Europa. Poziția lui Halil Brahim Ceyhan cu privire la această problemă nu a fost încă clarificată. Cu toate acestea, răspunsul pozitiv al lui Sla Târâcolu și dorința sa de a participa mai mult la nivel internațional arată că Halil Brahim Ceyhan ar putea fi, de asemenea, deschis la astfel de oportunități. Toate aceste evoluții pot crește popularitatea internațională a actorilor turci și pot crește recunoașterea globală a serialelor de televiziune turcești. Acest lucru poate ajuta industria turcă a serialelor de televiziune să devină mai competitivă la nivel internațional, iar cultura turcă să ajungă la un public mai larg. Decizia lui Sla Târâcolu,
Furkan Palal și Halil Brahim Ceyhan de a merge în Italia evidențiază. Impactul internațional al serialelor de televiziune turcești și popularitatea globală a actorilor turci. Această călătorie poate contribui la promovarea culturii turcești și a serialelor de televiziune, asigurându-se că actorii turci participă mai multe pe platformele internaționale. În special, faptul că un important canal de televiziune italian precum TV Mediaset invită actori turci la spectacol demonstrează acceptarea internațională a industriei serialelor de televiziune din Turcia. Participarea Slatyr Kol'u la interviuri în Rusia și evaluarea ei a ofertelor din țări europene precum Italia și Spania dezvăluie potențialul serialelor de televiziune turcești pe piața europeană. Participarea la programele din aceste țări poate ajuta la promovarea culturii și a actorilor turci la nivel internațional și poate ajuta serialele de televiziune turcești să ajungă la un public mai larg. Deși nu este încă clar dacă Halil Brahim Ceyhan va participa și el la această călătorie, răspunsul pozitiv al lui Slatyr Kol'u la astfel de oportunități ar putea fi un pas în consolidarea prezenței jucătorilor turci pe scena internațională. Aceste evenimente pot crește competitivitatea internațională a industriei serialelor de televiziune din Turcia și pot permite culturii turce să ajungă la un public mai larg. Pe scurt, călătoria lui Slatyr Kol'u, Furkan Palal și Halil Brahim Ceyhan în Italia își propune să consolideze prezența actorilor turci pe scena globală prin creșterea influenței internaționale a serialelor de televiziune turcești. Vă mulțumim că ți-ai acordat timp să cauți până aici. Vă mulțumim că ne-ați invitat, apreciem. Asigurați-vă că ne spuneți opiniile de vâsă. Citim cu atenție și luăm în considerare opiniile de vâsă. Te iubim, ne vedem cu noutăți. Vă mulțumim că ați urmărit cu răbdare videoclipul nostru până aici. Așteptăm comentariile voastre. Vă rugăm să vă împărtășiți opiniile cu noi. La revedere deocamdată, ne vedem la următoarea recenzie. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să distribuiți videoclipul nostru prietenilor tăi.